ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și Hunedoara Liberă și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le prezentăm în fiecare zi. Mini-vacanța de 1 decembrie bate la ușă deja. În această perioadă, cred că la nivel național sunt milioane de români care vor fi liberi, alții vor munci în continuare, dar pentru o mini-vacanță în siguranță, în această perioadă, mai multe instituții, mă refer aici la poliție, jandarmerie, pompieri și așa mai departe, vor fi la datorie pentru ca fiecare dintre noi să avem așa un plus de siguranță și când vine vorba de traficul rutier, care va fi unul destul de dificil cu siguranță, mai ales că iată avem și prima zăpadă așa mai sănătoasă din acest sezon, ceea ce înseamnă și polei pe unele sectoare de drum, zăpadă și așa mai departe. Vedem astăzi care va fi situația în ceea ce privește efectivele de poliție în județul Hunedoara, pentru că ne raportăm la ce se întâmplă aici. Vom discuta, bineînțeles, și despre obiectele pirotehnice care în această perioadă au început deja să fie comercializate și legal, dar și ilegal în unele zone, dar polițiștii hunedoreni au reușit să îi găsească pe cei care au încercat să fenteze legea și o să vedeți mai multe în emisiunea de astăzi despre ce este vorba și care sunt sancțiunile care pot fi aplicate dacă nu respectați legea cu privire la acest subiect. Pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul comisar șef Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Mereu la datorie, dacă pot spune așa și putem începe așa emisiunea, pentru că, cum spuneam, în această perioadă sunt probabil milioane de români care vor fi liberi, deja și-au programat concediile, vacanțele, unde își vor petrece alături de familie, de prieteni aceste zile libere. Dumneavoastră nu vă prea puteți gândi la zile libere acum, ci veți fi la datorie, veți fi în stradă, cum se spune, și o să fie efective destul de importante, cred că, în stradă, în aceste zile. Este adevărat că la fiecare mini-vacanță poliția alături de celelalte instituții de aplicare a legii se vor afla la datorie, după cum bine ați precizat, în stradă, în slujba cetățenilor. Ne dorim ca aceste zile să fie unele petrecute în familie, alături de cei dragi, fără incidente de natură infracțională. De aceea, conducerea Inspectoratului Județean de Poliție a dispus o suplimentare a efectivelor din teren și vorbim în special de polițiști din structurile operative de ordine și siguranță publică, poliție rutieră, investigații criminale, investigarea fraudelor și alte structuri operative care, bineînțeles, alături de colegii de la jandarmerie, de la poliția locală, se vor afla în stradă pentru a garanta tuturor locuitorilor județului că vor avea parte de zile liniștite, în special în zonele de agrement, zonele în care se vor desfășura manifestări publice ocazionate atât de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, și aici vorbim despre bisericile creștin-ortodoxe, acolo unde se vor oficia aceste slujbe și, bineînțeles, ne dorim ca toți cetățenii să se bucure de această sărbătoare, și de ziua de 1 decembrie, Ziua Națională a României, vom participa și noi alături de celelalte forțe la tradiționala paradă în care vom expune o parte din tehnica pe care noi o utilizăm în activitățile curente, dar de asemenea vor fi și polițiști implicați în activități operative și aici vorbim în special de cei care sprijină conducătorii auto aflați în trafic, activități de control în trafic, de monitorizare a traficului rutier, mai ales că într-adevăr se anunță, este drept o creștere a temperaturilor, însă se anunță un carosabil umed, se anunță ploi. Așadar, în condițiile acestea, ar fi bine ca și cei aflați la volan să fie mai atenți, să circule cu viteză adaptată condițiilor meteorutiere, cu precizarea că polițiștii, într-adevăr, nu vor avea zile libere, vor fi cu toate autospecialele dotate cu aparate de supraveghere a traficului
în teren și, bineînțeles, vor utiliza și aparatele de detecție a consumului de alcool sau substanțe interzise. Atenție așadar și din acest punct de vedere, chiar dacă persoanele doresc să se relaxeze, să o facă într-un mod cât se poate de legal, fără a încălca drepturile și libertățile altor persoane și, bineînțeles, fără a conduce sub influența băuturii alcoolice sau substanțelor interzise, fapt despre care cu siguranță cunoașteți că este considerată infracțiune sau contravenție după caz și, bineînțeles, se sancționează ca atare. Cu siguranță cunosc aceste lucruri și cei care aleg să consume diferite substanțe și ulterior să urce la volan, doar că merg pe această premisă. Mie nu mi se poate întâmpla, nu mă vor prinde și atunci merge și așa, putem să conducem o mașină și să nu uităm că mai punem viața în pericol, nu doar exact a noastră, ci și a celor care se află în autoturismul respectiv. Pe lângă aspectul de natură infracțională, evident, în cazul consumului de substanțe interzise, care este incriminat de legislație atât în privința celor aflați la volan, dar și în privința populației în general, deci este o faptă considerată ca și infracțiune, dar prin prisma celor aflați la volan este o circumstanță agravantă în situația în care se produce și un eveniment rutier cu victime, pentru că, după cum bine știți, recent legislația s-a modificat în sensul de a dispune cei care, bineînțeles, pronunță aceste sentințe cu închisoarea, cu executare. Nu mai există posibilitatea ca o persoană care este sub influența substanțelor interzise, alcoolului sau fără a poseda permis și produce un eveniment rutier să mai fie condamnată cu suspendarea executării pedepsei, ci doar cu pedeapsă efectiv în penitenciar. Așadar, atenție și din acest punct de vedere. În primul rând vorbim despre siguranța traficului, vorbim despre dorința ca toți să ajungă în siguranță și la timp acasă, pe de o parte, pe de altă parte, bineînțeles, aceasta este una dintre atribuțiile legale ale polițiștilor de a veghea, astfel încât astfel de situații să fie cât se poate de rare sau chiar deloc. Într-adevăr, în ultima perioadă s-a înregistrat o scădere a numărului de evenimente rutiere și a victimelor lor, pentru că, practic, toate aceste activități cu caracter preventiv vizează tocmai reducerea numărului de evenimente rutiere și acționăm pe cauzele generatoare și aici vorbim în special de viteză, de traversările neregulamentare ale străzii, neacordarea priorității de trecere, fie pietonilor, fie altor vehicule, dar și consumul de substanțe sau băuturi alcoolice, care de asemenea constituie o faptă gravă, spunem noi, o infracțiune și care este avut în vedere cu ocazia tuturor acestor controle tematice pe care noi le efectuăm, practic, zilnic, dar în special în această perioadă de sfârșit de săptămână, când și cotele de trafic vor fi probabil unele mai ridicate, persoanele fiind libere, se vor deplasa către zonele turistice, chiar și în afara țării. O să revenim la tot ceea ce înseamnă acțiunile polițiștilor rutieri în această perioadă. Ne întoarcem puțin la mini-vacanța de 1 decembrie, mini-vacanță în care și hoții sunt destul de atenți, pentru că, așa cum spuneam, sunt mulți care aleg să-și petreacă această mini-vacanță la o cabană, la munte, în străinătate, fiecare unde alege să se relaxeze pentru câteva zile, ceea ce înseamnă că și rețelele de socializare vor fi destul de încărcate cu fotografii în care mulți dintre cei care postează aleg să dea toate detaliile. Aproape fac o invitație cumva. Exact. Suntem plecați pentru atâtea zile împreună cu familia, cu prietenii, practic nu este nimeni acasă. Da, vă invităm să ne călcați pragul. O invitație așa, uneori fără să ne dăm seama, doar din dorința de a împărtăși poate cu bucuria ceilalți. Momentului. Exact, bucuria momentului. Uităm niște elemente care sunt esențiale, de fapt. Este esențial pentru siguranța proprie și a, bineînțeles, siguranța familiei. Bunurilor, da. Putem împărtăși aceste impresii și după ce am revenit din mini-vacanță. Într-adevăr, o astfel de informație care este practic publică, pentru că rețelele sociale pot fi accesate de oricine, oricine poate să dea un simplu search și să găsească persoana după nume și să vadă și bunăstarea în care își petrece vacanța. Ideal ar fi, în primul rând, să nu facem astfel de anunțuri, cum spuneați, invitații indirecte la comite infracțiuni de către cei care sunt pretabili astfel de fapte, iar dacă ne deplasăm în zone și chiar este foarte bine să
ne deplasăm în zone turistice, în afara localității, bineînțeles, putem să ne luăm măsuri de siguranță suplimentare, în sensul în care să ne dotăm locuința cu un sistem de supraveghere, cu monitorizare la o societate de pază, cu sisteme acustice, camere de supraveghere, astfel încât să îi descurajăm oarecum pe cei certați cu legea, pe de-o parte, pe de-alta, să nu păstrăm în locuință bunuri de valoare, sume mari de bani, bijuterii, care ar putea fi foarte ușor sustrase de către aceste persoane, și un rol important l-ar avea și vecinii, care sunt, pe lângă sistemul de supraveghere, o măsură suplimentară. Un alt fel de sistem de supraveghere, exact. Poate mult mai eficient, la un moment dat. Dacă observați persoane suspecte în zonă, ar fi bine să anunțați de îndată poliția, să puneți întrebări cât mai multe în momentul în care cineva apelează interfonul pentru a intra cu diferite pretexte în scara blocului, mai ales dacă nu așteptați o astfel de persoană. De regulă se pot folosi de orice fel de pretext pentru a intra în scară și apoi fie prin efracție, da, forțând sistemul de intrare în locuință, fie efectiv prin neglijența persoanelor care uneori, aflându-se în locuință, lasă ușa de la intrare neasigurată, corespunzător neîncuiată, sau pretind a fi reprezentanți a unor societăți de distribuție a diferitelor forme de utilități publice sau... Și nu numai, acum exact. Să nu uităm, suntem în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, Crăciunului, o perioadă în care ofertele, promoțiile exact. Sunt așa, la ordinea zilei, colindătorii, exact, dacă ne raportăm și la ce se va întâmpla atunci în ajunul Crăciunului, dar până atunci avem parte, suntem fericiții câștigători ai unor premii pentru exact. Care nici măcar nu am aplicat, nu am avut de a face cu un anumit site sau o anumită firmă care, nu știu, se ocupă de vânzare de haine, oale și așa mai departe, exact. Dar... suntem așa cumva, nu știu, ne împinge ceva să le răspundem acestor exact. Oameni. Am câștigat un premiu important în bani sau anumite produse. Normal că deschidem ușa. Vedem oferta. Exact, să vedem oferta sau în mediul online, pentru că și aici infracțiunile sunt din ce în ce mai ingenioase, să spunem. Este foarte adevărat și în special persoanele mai în vârstă sunt mult mai deschise, au și mai mult timp liber. Unele din aceste fapte de înșelăciune sau furt se comit chiar pe durata zilei, când aceste persoane la orele prânzului sunt acasă și le permit accesul efectiv în locuință unor oameni despre care nu știu cine sunt, nu au legitimație asupra lor, nu au un act de identitate. Unii nici nu le solicită exact. Se prezinte. Și rugămintea ar fi sau solicitarea noastră ar fi aceea de a fi mult mai circumspect, mult mai atenți, eventual să solicite cât mai multe informații, să solicite sprijinul unui vecin de încredere care să-i supravegheze și să nu-i lase nici măcar un moment în locuință nesupravegheați, pentru că de multe ori ei acționează în grup, o persoană intră cu așa zisă ofertă și o altă persoană se strecoară prin hol, ușa fiind neîncuiată și scotocește în locuință sau îi solicită proprietarul locuinței să-i ofere un pahar cu apă sau altceva și în momentul acesta, distrugându-i practic atenția, pot să-i sustragă din sertar sau din locul în care își păstrează economiile de viață diferite sume de bani și să se facă nevăzuți. Așadar, acționând fie discret în forma aceasta de furt, să spunem, prin folosirea de calități false, fie chiar brutal sub forma unei tâlhării, pentru că sunt și situații în care ușa nefiind asigurată, persoanele efectiv s-au trezit cu intrusul în casă, în momentul în care au pus întrebări, fie au fost lovite, fie intrusul a reușit să fugă în felul acesta, scăpând oarecum, dar nu pentru multă vreme, pentru că, bineînțeles, orice astfel de situație trebuie semnalată polițiștilor pentru ca ei să poată lua toate măsurile și să identifice persoanele certate cu legea și să le prezinte mai departe instanțe pentru a fi trimise în judecată. Reușiți să identificați ușor acești infractori care aleg această modalitate de a înșela, în special persoanele vârstnice, cum spuneați, și de multe ori cele care locuiesc singure, deci clar sunt cumva vizate și sunt așa alese foarte bine victimele. Munca este destul de complexă, nu e
nu este ușor, pentru că persoanele în vârstă nu rețin foarte multe detalii legate de aspectul fizic. Poate să utilizeze infractorul respectiv și o mască medicinală pentru a-și proteja nu numai starea de sănătate, ci înfățișarea, pentru a nu putea fi recunoscut foarte ușor, mai ales în sezonul acesta rece, în care se poartă și îmbrăcăminte mai groase și mănuși. Așadar, și au măsuri, într-adevăr, acești infractori, măsuri de precauție pentru a putea fi cât mai greu identificați și uneori se întâmplă să dea mai multe astfel de lovituri, să spunem, până când polițiștii, punând cap la cap informațiile, să reușească să îi identifice și se întâmplă că nu sunt nici măcar din localitatea unde comit fapta. Sunt din alte localități, așa zis, și hoți voiajori care merg dintr-un loc într-altul, tocmai pentru a nu putea fi recunoscuți nici de polițiști și, bineînțeles, nici de persoanele care sunt părți vătămate, să spunem, în această situație. Și există și posibilitatea legală, în momentul în care sunt identificați, să se împace cu persoana vătămată, care își poate retrage plângerea și, în felul acesta, acțiunea penală să se încheie. Deci există și această posibilitate legală. Practic, acel infractor nu va plăti pentru actele pe care restituie, le-a făcut. Restituie suma sustrasă. Exact. Și există, legea le dă acest drept să împăcarea părților să încheie acțiunea penală. Așadar, munca noastră este una complexă, de aceea foarte mult punem accent nu doar pe latura aceasta de combatere, de identificare, munca investigativă efectiv și de cercetare penală, ci și pe latura de prevenție, de informare publică, pentru ca persoanele să fie avizate din timp cu privire la modurile de operare mai noi sau mai vechi, care pot să sufere și diferite modificări, să spunem, updatări, pentru că într-adevăr, infractorii sunt foarte inventivi și au imaginație bogată, au stăpânire de sine, se îmbracă frumos, vorbesc frumos, sunt convingători, persuasivi, deci practic au toate aturile pentru a fi credibili prin ceea ce spun și ceea ce fac. Dacă tot au aceste veleități, ar putea să-și găsească un job foarte cinstit. Bun, cinstit, da, sigur, exact. Sigur, și chiar ar fi de dorit acest lucru, decât să apeleze la astfel de forme ilegale de subzistență, care până la urmă, bineînțeles că sunt dovedite în instanță ca fiind infracțiuni și se întâmplă ca aceștia să fie condamnați la pedepse cu închisoarea. Însă, încă o dată, munca noastră este una deosebit de complexă, ne bazăm foarte mult și pe spiritul civic al cetățenilor, bineînțeles. Atât cât există, încercăm să-l cultivăm și chiar îi felicităm pe cei care ne semnalează diferite abateri, de la simple contravenții în trafic până la muzica mai tare sau un vecin care, eu știu, ridică mâna asupra familiei și iată, violența domestică, iarăși un fenomen îngrijorător, într-adevăr, și pe care încercăm să-l contracarăm, însă totul începe de la simpla sesizare a faptei. Dacă polițistul nu are cunoștință de acea faptă prin diferite modalități, fie sesizare, cum se spune, autosesizare, din oficiu, sau prin alte forme de denunț, sau efectiv o sesizare chiar și anonimă pe rețelele noastre de internet, pe site-ul nostru, poate să conducă la salvarea unei vieți. De ce nu? Și mai ales persoanele vătămate, bineînțeles, care sunt direct afectate de activitate infracțională, sunt rugate să depună plângeri pentru a putea începe activitatea de urmărire penală de către polițiști. Plângere pe care unii ulterior le retrag. Exact cum spuneați, chiar și în aceste situații de violență domestică sunt multe lucruri de neînțeles, la fel de multe sunt și de înțeles, pentru că există situații și situații financiare, sociale, care exact uneori nu le permit victimelor să meargă mai departe în a plăti până la urmă cel care le-a agresat, dar aici mai sunt și alte instituții care ar trebui să se implice și să sprijine poate mai mult aceste victime, care uneori nu au curajul să spună ceea ce li se exact întâmplă și atunci, așa cum spuneați mai devreme, uneori poate vecinii sunt cei care semnalează astfel de acte. Abuzuri să sperăm și că emoționale. Și în această perioadă de mini-vacanță în care mulți sunt acasă, nu vor fi mai multe certuri și mai multe astfel de situații în familiile din județul Hunedoara. Știu că a explodat așa cumva numărul cazurilor de violență domestică. Interveniți atât cât se poate, cât pentru se că poate. De multe ori și cei care semnalează, fie vecini, rude, prieteni, arată așa cu degetul înspre poliție. Uite, l-au prins și i-au dat drumul. Exact. Noi acționăm în baza legii, pentru că nu putem nici să ne depășim atribuțiile legale sau competențele pe care legea ni le conferă. Nu putem
putem nici acționa împotriva legii prin prisma faptului că așa ar fi vrut polițistul. Polițistul este foarte limitat, să spunem, în activitățile lui de legislație, în primul rând, și de urmărirea activității sale de către procuror. Și, bineînțeles, în situația de violență în familie, vorbim despre amenințări, vorbim despre loviri sau vătămări corporale, ori chiar de fapte mai grave, dar toate aceste fapte sunt evaluate printr-un formular de risc ce se aplică de către polițist și se poate elibera și un ordin provizoriu de protecție față de victimă, bineînțeles, prin care agresorul este îndepărtat pentru o perioadă de 5 zile din locuință, acest ordin putând fi confirmat ulterior de către instanță și prelungit pe o perioadă mai lungă. În intervalul respectiv se presupune că pericolul, să spunem, este cumva estompat, situația este aplanată de către polițiști, iar dacă agresorul revine în locuință și încearcă din nou să facă rău familiei sale, bineînțeles, se poate vorbi despre o încălcare a unei hotărâri a polițistului și se poate merge chiar și până la o măsură de reținere sau arestare preventivă. Dar, încă o dată, totul depinde și de atitudinea victimei, care trebuie să coopereze oarecum cu polițiștii în a oferi informații concrete, corecte, dar susținute, bineînțeles, de probe pentru a putea lua o hotărâre corectă din punct de vedere legal. Și dacă alege ulterior să-și retragă acea plângere și se împacă, bineînțeles, părțile, așa cum spuneam și în cazul furtului și la loviri, este posibil acest lucru. Aici chiar nu mai putem noi interveni nici într-un sens, nici într-un altul, pentru că este vorba despre libertatea de decizie a persoanei care, dacă se simte amenințată, oricând poate să refacă plângerea, poate să revină cu o plângere nouă. Atunci mai puteți să interveniți, exact. Dacă va fi cazul. Timpul se scurge foarte repede din această emisiune și vreau să discutăm și despre acțiunile destul de ample pe care le aveți și le-ați avut în ultimele zile în ceea ce privește siguranța rutieră. Au fost aplicate sute de sancțiuni în doar câteva zile. Ați identificat mai multe nereguli în ceea ce privește traficul și în ceea ce privește toate legile încălcate până la urmă de anumiți conducători auto. Vorbim așadar de sute, aproape 500 de sancțiuni pe care polițiștii rutieri hunedoreni le-au aplicat. Foarte este adevărat, foarte multe amenzi pentru diferite abateri, majoritatea pentru viteză, da? Depășirea limitei de viteză, dar și 11 infracțiuni constatate în doar o săptămâna anterioară în care s-a acționat într-adevăr cu efective mărite pe această linie a siguranței rutiere, un aspect care ne preocupă și care constituie o prioritate națională, practic. Deși unii vă mai acuză că stați la pândă cu acele aparate radar, iar și-au ieșit la pândă. Da, nu neapărat, nu avem un target, deci nu ne propunem neapărat să sancționăm pe cineva, de regulă autospeciale sunt și inscripționate, există și posibilitatea de a acționa cu acel dispozitiv TruCam de așa zisul tip pistol, radar tip pistol, care poate fi folosit și dintr-o mașină neinscripționată și care a avut chiar rezultate. A fost identificată o persoană care conducea cu 125 de kilometri în localitatea acolo unde limita este pe DN7, în apropiere de Orăștie, limita este de 50 de kilometri la oră, deci totuși o limită foarte mare, motiv pentru care i s-a suspendat dreptul de a conduce autovehicule, vorbim despre contravenție așadar, dar din păcate au fost constatate și fapte de natură penală, chiar și consum de substanțe interzise la volan, ca să nu mai vorbim despre consumul de alcool, care în funcție de alcoolemie poate fi încadrat ca și contravenție sau ca și infracțiune, situație în care bineînțeles se întocmește dosar de cercetare penală. Din fericire nu am avut accidente rutiere grave în această perioadă, deși cel puțin la sfârșit de săptămână am avut carosabil acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, așa cum spune legislația, și situație în care, după cum bine știți, conducătorii auto sunt obligați de legislație să își monteze acele cauciucuri de iarnă, anvelope inscripționate cu simbolul MS pentru a putea rula în siguranță. Au fost aplicate sancțiuni și pe această linie, au fost depistați șoferi care nu și-au echipat corespunzător mașinile în această perioadă, deși este sezonul, adică toată lumea și pe rețelele de socializare și pe toate site-urile posibile de știri am văzut astfel de informații. Nu uitați
schimbați cauciucurile. Exact. Nu vă montați coarne de ren, montați-vă anvelope de iarnă, da? Nu, deocamdată nu au fost aplicate astfel de sancțiuni. Asta nu înseamnă că nu există și șoferi care și riscă oarecum siguranța proprie și, bineînțeles, sunt pasibili de sancțiuni contravenționale, destul de consistente, de la 9 la 20 de puncte de amendă, ridicarea și a certificatului de înmatriculare, așadar, și mai mult decât atât, dacă se produce un eveniment rutier chiar soldat doar cu pagube materiale, așadar o tamponare, este posibil ca nici asiguratorul să nu despăgubească dauna, tocmai prin prisma faptului că cel aflat la volan nu și-a luat această măsură de precauție obligatorie, de altfel de a-și dota autovehiculul cu anvelope de iarnă care să corespundă și din punct de vedere tehnic și, bineînțeles, să circule și cu viteză adaptată condițiilor meteo rutiere. Așadar, se acționează progresiv, deocamdată prin campanii de informare și prin simple avertismente, să spunem. Bineînțeles, dacă este o faptă flagrantă și gravă, atunci se aplică măsura prevăzută de lege. Deocamdată nu a fost cazul de așa ceva și sperăm ca și în perioada următoare cei aflați la volan să fie cel puțin la fel de responsabili și să respecte legislația. Spuneați că în cadrul acestei acțiuni au fost depistați și șoferi care au consumat fie diferite substanțe, droguri sau alcool. Sunt șoferi care refuză să fie testați. Am avut și o astfel de situație tot la acest sfârșit de săptămână. Un bărbat care, în mod evident, polițistul în momentul în care solicită să se supună testării cu aparatul etilotest, nu o face chiar întâmplător. Are anumite indicii, să spunem, cele 5 cinturi care indică faptul că persoana ar fi consumat băuturi alcoolice. Însă persoana are posibilitatea să refuze, situație în care se constituie dosar de cercetare penală pentru refuzul de a se supune prelevării probelor biologice de sânge. Deci el este condus de către polițist la o unitate medicală, iar în prezența personalului medical, dacă refuză în continuare să se supună acestei proceduri legale, bineînțeles că îi se întocmește un dosar de cercetare penală pentru refuz, infracțiunea fiind ca și încadrare, ca și pedeapsă, să spunem, asemănătoare cu cea pentru consumul de alcool. Deci nu scapă de pedeapsa cu închisoarea, nici chiar dacă refuză să îi se preleveze probele de sânge. Pentru că vedem de multe ori refuzul de a semna procesul verbal, nu am făcut nimic, nu semnez nimic, nu mă las testat cu niciun aparat și atunci era firesc să vedem care sunt consecințele pe care le suportă cei care refuză să fie testați. Sunt penale, din acest punct de vedere. Iar dacă refuză să se semneze procesul verbal, nu este absolut nicio problemă. Deci semnarea unui proces verbal nu înseamnă neapărat că și-a recunoscut vinovăția. Înseamnă că a luat la cunoștință de măsura pe care polițistul o aplică, pe care, bineînțeles, are dreptul în termenul legal de 15 zile să o conteste. Deci se întâmplă să nu aibă acest proces verbal și apoi să dorească să conteste procesul verbal pe care nu îl are și atunci nu are nici cum să-l conteste și va veni la poliție să-l solicite, cel care l-a refuzat, practic. Să înțeleg că au fost și astfel de situații. Discută cu avocații spun, bun, facem o plângere împotriva procesului verbal de contravenție, dar pe care nu îl avem și atunci trebuie să-l solicităm tot de la poliție și se poate trimite și prin poștă, în plic, acasă. Deci nu este nicio problemă. Sunt găsiți variante, sunt nu e nicio pentru orice problemă. Fel de situație. Polițistul se orientează în general în funcție de situație, bineînțeles, și pentru a nu degenera, pentru că sunt situații în care persoanele poate sunt foarte grăbite, poate sunt surexcitate, poate au anumite probleme și pentru a nu ajunge la un conflict verbal sau chiar mai grav, polițistul preferă să trimită amenda în plic acasă. Și, cum spuneam în această perioadă, ne spuneam la începutul emisiunii, obiectele pirotehnice sunt la mare căutare. Mulți dintre cei care vor petrece sărbătorile din nou în anumite stațiuni, cabane și așa mai departe, își pregătesc așa cumva stocul cu artificii, cu anumite petarde și așa mai departe, doar că ați reușit în urmă cu ceva timp captură impresionantă, putem spune. Nu știu dacă ați mai avut o astfel de captură în județul Hunedoara în ultima perioadă sau nu, vreo 300 de kilograme. Da.
de astfel de obiecte pe care le-ați identificat urmau să fie date spre comercializate, vânzare? Într-adevăr, da. Vorbim despre obiecte pirotehnice din categorie interzise. După cum bine cunoașteți, legislația le permite operatorilor economici să comercializeze astfel de obiecte pirotehnice de distracție. Aceea se cheamă, așa zisele, petarde sau pocnitori pentru perioada aceasta de iarnă. Bineînțeles, în spații autorizate și supravegheate de către mai multe autorități ale statului, inclusiv de către polițiști, pentru a vedea dacă, în primul rând, se comercializează doar către persoane peste 18 ani. Se întâmplă situații în care comercianții, din dorința de a face un profit foarte rapid, să nu mai solicite vârsta celui care cumpără, cumpărătorului, și să se întâmple să vândă astfel de obiecte chiar și minorilor, faptă care constituie infracțiune și se poate suspenda inclusiv autorizația de a comercializa astfel de produse. Bineînțeles, în situația pe care ați prezentat-o, 300 de kilograme de obiecte pirotehnice care urmau să ajungă pe piață, pe care noi le-am ridicat pentru cercetări. De ce? Pentru că făceau parte din categoriei interzise la a fi comercializate către publicul larg, către cei peste 18 ani, bineînțeles, dar cum prin aplicarea unor etichete false peste eticheta originală, da, care preciza această etichetă falsă că ar fi din categoria T1 și P1 cea permisă de lege pentru a fi comercializată. Deci, practic, îi se dădea, să spunem, un ambalaj legal unui produs ilegal la comercializare și care putea fi deținut și utilizat doar de către specialiști, de către pirotehnicieni. De ce? Pentru că sunt obiecte care au o încărcătură mai mare explozivă și care pot produce daune majore persoanelor, mai ales dacă sunt utilizate de minori și fără supravegherea unui adult, fără a citi instrucțiunile de utilizare și din păcate, din experiența anilor trecuți, au fost situații în care se produc fie incendieri ale unor bunuri, fie chiar vătămări corporale ale unor persoane care utilizează într-un mod neadecvat astfel de produse. De aceea și polițiștii vor intensifica aceste controle la societățile comerciale care dețin, comercializează, utilizează astfel de produse, tocmai pentru a asigura publicul larg cu privire la faptul că tot ceea ce intră pe piață se comercializează legal, pe de o parte, și bineînțeles, cei care le folosesc să le folosească cu mare grijă pentru a nu se expune unor riscuri. Există și unele recomandări de utilizare pentru cei care aleg să cumpere astfel de obiecte pirotehnice. Vă întreb acest lucru pentru că am mai văzut și pe rețelele de socializare recent și undeva unii dintre cetățeni se plângeau de faptul că au început unii să folosească acele pocnitori, cum le spuneați puțin mai devreme. Animalele se sperie, este un disconfort și pentru cei care locuiesc în zonele respective unde se utilizează aceste obiecte. De când? Există o perioadă de când se pot folosi sau care este? Da, într-adevăr, în primul rând ele trebuie folosite conform instrucțiunilor de pe ambalaj, unde se explicitează. Acolo nu cred că scrie și orele în care orele se pot, sau perioada din an în care se poate folosi. Într-adevăr, ele nu se pot folosi pe parcursul nopții, spre exemplu, între intervalul oral 22 și 6 dimineața. Așadar, perioada în care în mod normal oamenii se odihnesc și de asemenea nu se pot folosi la o distanță mai mică, spre exemplu, de 50 de metri față de imobilele cu 4 etaje sau 100 de metri față de cele cu 10 etaje, pe alei pietonale, în zone aglomerate, în zone în care există risc de explozie sau risc de avalanșă, în mijloace de transport sau în spații închise. În toate aceste zone este interzis a se folosi astfel de obiecte pentru că, într-adevăr, ele produc și panică și pot chiar să producă incendieri sau distrugeri destul de însemnate. Așadar, și dacă aveți astfel de semnalări, să spunem că s-ar folosi în mod ilegal astfel de obiecte, puteți să semnalați polițiștilor astfel de situații, situații în care se pot aplica contravenții persoanelor care utilizează astfel de obiecte. Pot fi folosite de către tinerii de la 16 ani în sus, însă nu pot fi comercializate decât celor peste 18 ani. Așadar, între 16 și 18 ani se pot folosi, dar, bineînțeles, cu îndrumarea unui adult și cu mare precauție, doar în intervalele permise de lege și
oricum în zonele orașelor nu prea ar avea cum, pentru că trebuie respectat și orarul de folosire, dar și distanța față de imobile, zonele aglomerate, zonele pietonale, deci practic nu prea... E cam greu să identifici o zonă care să respecte toate aceste lucruri. Toate aceste criterii, exact. Avem 50 de metri față de blocurile cu 4 etaje, 100 de metri față de celelalte... Cu 10 etaje. Și avem. Majoritatea orașelor din județ au astfel de blocuri. Sunt lucruri pe care ar trebui să le știm cu toții până la urmă, oricât de mare plăcere ne-ar face să le folosim. Trebuie să respectăm totuși și legea și să respectăm și pe ceilalți. Exact. Cred că asta contează. Este cuvântul cheie, este într-adevăr respectul față de sensibilitățile altor persoane, pentru că, bineînțeles, toți se bucură în felul lor de sărbătorile de iarnă, însă există și alte modalități de a ne face ziua frumoasă, nu neapărat folosind aceste obiecte, care pot fi și destul de periculoase la un moment dat. Și dacă tot discutam puțin mai devreme de cât de ușor sau greu vă este să identificați uneori anumiți infractori și în cazul acesta, dacă sunt filmați, poate, sau fotografiați, sigur, cei orice care probă este luată în calcul. Recurg la aceste gesturi, poate fi o probă? Poate puteți fi, sigur. Lua în calcul aceste sigur. Fotografii, aceste imagini video? Sigur. Dacă în primul caz controlele acestea tematice se pot efectua, bineînțeles, în special de polițiștii Serviciul Arme Exploziv, Substanțe Periculoase, dar cu sprijinul subunităților de poliție și a polițiștilor de ordine publică, și în acest caz polițiștii de ordine publică, bineînțeles, și poliția locală și jandarmeria are competență de a constata fie direct astfel de situații, fie indirect prin sesizarea venită din partea unor cetățeni care sunt în mod explicit deranjați de astfel de situații, se pot deplasa și pot să identifice persoanele și să aplice sancțiuni contravenționale, care pot fi mai aspre decât valoarea distracției de moment pe care aceștia o aleg. Distracția poate costa destul de mult, da. Exact, în aceste exact. Situații. Și cum luna cadourilor înseamnă cumva și mai multe infracțiuni din partea celor care recurg la astfel de gesturi. Am văzut că și în ceea ce privește țigaretele a devenit așa cumva sau se păstrează această modă, că nu s-a schimbat mare lucru în ultimii ani. În continuare sunt cetățeni care încearcă să păcălească legea, dacă se poate spune, și din acest punct de vedere, și ați reușit să mai faceți o captură și în ceea ce privește acești comercianți ilegali. Ilegali, într-adevăr, pentru că vorbim despre fapte de contraband, aici într-adevăr, ca urmare a unei sesizări, primii la fața locului au fost polițiștii de la Simerea, pentru că undeva în apropiere de Simerea Veche, exista un microbus care se deplasa într-o țară din spațiu european. Și trei călători transportau o cantitate destul de mare de țigarete, pentru care nu au respectat legislația, pentru că, după cum știți, nu pot scoate, chiar dacă e pentru uzul propriu, orice cantitate din țară. Și cantitatea aceasta, în mod evident, era mult mai mare decât cea pe care o puteau ei înțeleg scoate. Înțeleg că asta au spus ei pentru uzul propriu. Da, uz personal, și le-au cumpărat din Bulgaria și le fumau. Deși vorbeam de destul de multe pachete de țigări, nu? Da, un număr destul de mare de pachete au fost ridicate pentru cercetări, au fost confiscate și s-a întocmit și un dosar de cercetare penală în acest caz. Bineînțeles, noi continuăm și în această direcție, pentru că vorbeam despre comercializarea ilegală a unor obiecte pirotehnice, dar au fost de asemenea confiscate și în perioada aceasta avem atenție și față de obiectele care se pot, sau bunurile care se pot comercializa specifice perioade. Vorbim inclusiv despre bunurile alimentare, pentru că și acestea trebuie verificate din punct de vedere al calității, da? Să întrunească toate elementele și să fie comercializate în condiții de absolută siguranță, pentru ca cetățenii să-și petreacă sărbătorile, după cum spuneam la începutul emisiunii, acasă alături de cei dragi și niciun caz la spital sau în alte părți, tocmai din cauza utilizării neconforme a unor produse. Acesta este și rolul nostru, bineînțeles, alături de alte autorități ale statului, de a supraveghea toate activitățile comerciale specifice acestei perioade și activitățile din domeniul acesta al ordinii și siguranței publice, în special pe segmentul stradal. De aceea vom fi prezenți în stradă, bineînțeles, în uniformă, dar și colegii care fac parte din
structuri de investigații, da, investigații criminale, spre exemplu, în special în zonele mai aglomerate. Iarăși, la cumpărături, persoanele sunt absorbite de prețurile, mă rog, ofertele pe care le întâlnești și uneori își lasă bunurile nesupravegheate sau pormoneele sau sumele de bani pot fi ușor sustrase în condițiile în care... Unii le mai uită chiar și în acele cărucioare, exact, cu care mergem, da, la cumpărături. Da. Am văzut cu siguranță toți, cel puțin o doamnă sau un domn care și-au lăsat borseta, poșeta, da, în cărucior și absorbit așa de rafturile, da, încărcate, da, uită că poate fi următoarea victimă. Chiar dacă se filmează, chiar dacă sunt camere în magazin, dar până reușești de pe camere să identifici persoana și mai ales să o și mai bine previ. Prinzi, exact, să o prinzi pentru a putea recupera prejudiciul, pentru că, în definitiv, ăsta ar fi unul dintre obiectivele noastre, pe lângă identificarea autorului și recuperarea sumei respective de bani, care între timp poate să fie cheltuită, și inclusiv în autoturismele pe care persoanele le parchează în parcările unor centre comerciale, se lasă la vedere sume de bani sau poșete, genți, telefoane mobile, aparatură, care pot deveni tentante pentru cei care sunt certați cu legea. Tocmai prin prisma faptului că în aceste parcări uneori nu sunt nici supravegheate video, nici iluminate corespunzător și pe lângă cei aflați la cumpărături mai sunt și alții care au altfel, sunt de, și la altfel, exact, de altfel de cumpărături. Exact. Și atunci, într-adevăr, prevenția ar trebui să fie cuvântul de ordine. Mult munca de poliție se bazează pe latura aceasta preventivă. O latură preventivă care ar trebui predată, studiată încă din cele mai mici, la cea mai mică vârstă, dar probabil că se mai schimbă lucrurile și din acest punct de vedere. Mulți se întreabă pentru că faceți aceste capturi, iată, sute de kilograme de obiecte pirotehnice, multe țigarete și așa mai departe. Ce se întâmplă cu aceste produse pe care polițiștii le confiscă? Deocamdată ele se depun în Camera de Corpuri Delicte, unde stau pe durata anchetei, iar la finalizarea acestei anchete, instanța este cea care dispune cu privire la finalitatea, să spunem, ori se restituie persoanei, dacă persoana este considerată nevinovată, ori se distrug sau se comercializează prin ANAF, dacă vorbim despre o mașină sechestrată, ridicată sau despre alte bunuri, pot fi puse inclusiv la vânzare prin administrația fiscală. Bun, și încă un aspect, că tot vorbim de perioada sărbătorilor, asta înseamnă și foarte mulți brazi, foarte mulți, exact, brazi care vor fi tăiați, comercializați, doar că trebuie făcute și aceste lucruri foarte corect și legal. Știu, exact, că au fost ani în care ați mai depistat unele transporturi ilegale de brazi. Sunteți pe fază și din acest, și punct, din acest de vedere, punct de vedere, sigur, în această perioadă? Sigur, că deja începe mișcarea. Da. Deocamdată nu au apărut într-adevăr în piețe, dar suntem pregătiți să efectuăm aceste controle în trafic, în primul rând prin poliția rutieră, la autovehicule care transportă marfă și prin Biroul de Combatere a Delictelor Silvice. Bineînțeles, atât la sesizare, cât și inclusiv sesizării pe 112, cât și din oficiu prin deplasarea noastră în teren, în special în zonele acestea amenajate pentru comercializare, pentru a vedea dacă acei brazi au documente de însoțire, dacă sunt vânduți în condiții legale sau printre ei se mai strecoară într-adevăr și câte un pom de Crăciun care nu are toate elementele legale aplicate. Adică nu au globuri, nu beteală și... Exact. Mai, da, facem, nu și haste de caz, nu, da, este împodobit. Mai erau legii, ceva bancuri din acestea, da, că nu găseau anumite persoane bradul în pădure, dar cu siguranță mulți de dumneavoastră îl știu deja, deci au de lucru și colegii într-adevăr. Este o perioadă încărcată. Este o perioadă încărcată pentru polițiști. Noi acționăm cu toate forțele în această perioadă. Sperăm să nu avem incidente nedorite și ne referim în special la infracțiuni grave, la fapte cu violență, tâlhării și alte evenimente rutiere grave, de ce nu? Pentru că, iată, am văzut pe fondul acesta al condițiilor meteorutiere nefavorabile, se pot produce și evenimente rutiere grave. Noi vom fi la datorie, dar nu depinde doar de prezența noastră efectivă în teren. Bineînțeles, fiecare cetățean are o anumită responsabilitate din acest punct de vedere. În primul rând, de a respecta el însuși legea și, în al doilea rând, de a inspira pe ceilalți să respecte legea sau chiar de a-i taxa sub anumită formă în momentul în care o încalcă, apelând, bineînțeles, la sprijinul polițiștilor.
anumite situații în care încalcă legea și calcă și pedala de accelerație prea mult, pentru că tot am discutat și despre aceste infracțiuni în trafic care continuă și probabil este destul de dificil să le eliminați, dar prin prevenție, iată că lucrurile pot intra așa cumva pe un făgaș mai normal, dacă e să vorbim așa, deși și această normalitate este destul de complicat de definit. Fiecare e cu normalitatea lui mai nou, toată lumea are drepturi, mai puțin obligații. Suntem la final de emisiune, așadar două zile libere, legate și cu weekendul, se mai mulțesc așa zilele libere din această perioadă, pentru unii, repet, nu pentru toată lumea, pentru polițiști cu siguranță nu vor fi zile prea liniștite acestea. În 1 decembrie vă vom vedea la defilare, veți fi acolo. Vă așteptăm. Sunt și colegii dumneavoastră din celelalte structuri ale Ministerului Afaceri Interne și cei de la unitățile militare, bineînțeles, și o mulțime de alte surprize. Nu vrem să dezvăluim foarte mult, strict referindu-ne la polițiști, noi vom fi prezenți cu două plutoane de polițiști și polițiste în uniformă, dar și cu auto speciale de intervenție, serviciu rutier, criminaliști, serviciu pentru acțiuni speciale și serviciu de ordine publică. Mâine, Sfântul Andrei, mulți vor petrece cu siguranță, mulți vor merge și la biserică, așa cum spuneați, acolo unde veți fi. Vom fi și acolo. Veți fi și chiar acolo, și acolo vom fi prezenți. Acolo. Noi le urăm un călduros la mulți ani tuturor românilor, în primul rând, oriunde s-ar afla și celor care poartă numele Sfântului Apostol Andrei în mod special, pentru că știm că sunt mulți, iar Sfântul Andrei este și ocrotitorul țării noastre, tocmai prin prisma faptului că în urmă cu 2000 de ani el este unul dintre apostolii direcția Mântuitorului Hristos, care a dus cuvântul Evangheliei în Dobrogea și de acolo, bineînțeles, această sămânță a creștinismului s-a răspândit pe teritoriul întregii noastre țări. Deci este apostolul românilor, ne bucurăm să-l avem ca și ocrotitor și le urăm tuturor românilor cu această ocazie un călduros la mulți ani. La mulți ani urăm și noi și dumneavoastră celor care ne urmăriți și colegilor dumneavoastră care se vor afla la datorie în aceste zile. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm aici la noi. Și eu vă mulțumesc. Toate cele bune. Mulțumesc, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!